Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi începem o nouă carieră pe EFC24, cariera pe care voi ați votat-o acolo pe comunitate. Am pus acum câteva zile să votați dintre 5 echipe cu ce echipă să facem o nouă carieră. E bine, și votul a fost foarte strâns acolo cât de cât, însă a dominat Manchester United cu peste 50% dintre voturi. Aceasta cariera este cu Manchester United, unde o să încercăm noi să o facem finalistă Champions League, să adunăm acolo foarte multe trofee și să schimbăm radical echipa. Așa că îl dăm afară pe Ten Hag și vine Unreal Bite la echipă. Ei bine, această carieră trebuie să setăm și niște obiective, însă obiectivele o să fie pe sezon. Și sezonul acesta avem obiectivele următoare. Trebuie să reușim cu Manchester United să ne calificăm pentru anul viitor la Champions League, adică trebuie să fim top 4. Trebuie să câștigăm Emirates Cup sau Carabao Cup, o să fie destul de greu, însă trebuie să încercăm să câștigăm măcar una dintre ele. Iar în Champions League trebuie să avem grijă să ajungem în play-off, să trecem de grupe și la play-off mai vedem cum ne descurcăm acolo. E bine, acestea sunt obiectivele pentru acest sezon, sezonul cu numărul 1. Dificultatea este Ultimate, o să fie destul de greu, însă vreau să joc pe această dificultate cea mai grea, chiar dacă unele momente o să fie chiar nașpa și o să mă chinui foarte mult, dar asta este. Însă înainte să începem vreau să mai adaug și încă o chestie, pentru că mi se pare foarte interesantă echipa noastră, oricum arată foarte ciudat acum, o să o schimbăm noi, însă mă gândeam ca în fiecare lună terminată să adăugăm la un jucător un playstyle, niște boosturi, înțelegeți, ca să fie mai interesant. Și ba chiar la final de sezon o să vedem cine a fost top marcator, top la asisturi, cine a contribuit foarte mult și o să-i dăruim o chestie nouă, adică un playstyle plus, ca să-l facem mai interesant. Și o să fie bazată foarte mult care asta pe voi, o să faceți multe alegeri ca să schimbăm această echipă sau cum să jucăm. Să vreau să scrieți în comentarii ce să facem la echipa asta încât să câștige Champions League-ul. Bine, o să depinde și cum joc eu, dar lăsăm deoparte asta. E bine, înainte să începem, v-am jucat acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă părați în cască că n-ați făcut deja, pentru a strânge acolo mulți abonați, să ajungem la 1K, pentru că am ajuns în sfârșit la 500 și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați implicat și ați apăsat acolo butonul de like și de abonare. Dar nu uitați să activați și clopoțelul pentru a primi mereu notificări când postez. E bine, și trecem la echipă unde Manchester United arată destul de bine. Ten Hag a făcut o treabă ok, însă noi putem să facem mai bine decât el. Onana în poartă, sincer, e ok, va trebui să mă gândesc eu ce să schimbăm și mijlocul arată destul de ciudată și formația, deci nu-mi place formația asta deloc. O să schimbăm pe un clasic 4-3-3 holding. Aici poziția de left back o să fie destul de greu, dar o să punem noi pe Wan-Bissaka pe stânga momentan și Maguire o să vină aici, dar sperăm că o să schimbăm. Mai nu o să fiu sincer, este un tânăr de 18 ani, însă cred că mai bine să joacă Mount sau Eriksen. Stai că mai vine jucător pe bancă, uite-l pe Luke Shaw, stai puțin, și Casemiro, de ce pe bancă? E bine, cam așa va arăta, eu zic că arată mai bine așa, cu Martins în locul lui Maguire, clar. Luke Shaw zic că se surcă mai bine și Casemiro clar este mai bun, chiar dacă are 58 pace. Pe bancă văd că mai e Malasia, care e interesant, însă în afară de el nu prea mai e nimeni interesant. Poate Lindelof. E bine, echipa e interesantă, însă haideți să selectăm și un game plan. Aici trebuie să selectăm noi ce tactică să avem în match și cred că o să mergem pe un Gegenpressing sau Tiki-Tac. Ar merge și un wing play, dar nu știu ce să zic. Hai să încercăm totuși un Tiki-Tac. Deci hai să vedem ce putem să găsim. Asta am reușit, am găsit că destul de buni. În principiu vreau să mă bazez pe transferuri și nu pe academie, însă poate trimit-o așa la vrăjeală niște scouturi, să vedem poate ce știi, ne găsești ceva, dar nu prea cred. Însă clar trebuie să fac aici niște development planuri și să vedem cine are release clause, pentru că nu vreau să mi se fure jucătorii. E bine, bugetul este foarte bun, 242 de milioane, avem cu ce lucra, așa că vreau să facem și transferuri destul de bune. E bine, echipa arată destul de bine, însă vreau să o pun la test, așa că haideți să simulăm până la primul meci, să vedem ce reușim să facem în primul meci al nostru. E bine, am ajuns la meciul contra la Wolves, care, hai să vedem ce echipă au. Bă, interesantă, dar nu prea cunosc cam pe nimeni aici, afară de Neto și Semedo, care sunt jucători destul de interesanți, însă, da, eu zic că se fie destul de ușor meciul ăsta, însă va trebui să avem grijă pentru că este pe Ultimate și o să fie destul de greu meciul. Așa că haideți să intrăm în meci, să vedem ce va reuși echipa asta să facă. E bine, și intrăm în primul meci, haideți să-i dezvoltăm, să vedem ce reușim să facem în primul meci. Ok, o să fie destul de periculos pentru că cam orice atac de la ei o să fie periculos, însă aici ne însurcăm și avem șansă de un contraatac, însă pasa nu este bună. Hai să vedem, Mount acum pasă la Rashford, care îl vede acolo pe Bruno. Bruno îi pasează la Højlund. Hai să vedem ce reușim să facem, pasă jos, vedem pe Garnacho, nu pot să cred ce apără acolo portarul. Bine acolo Fernandes, hai să vedem acum Fernandes, bine pe jos, însă este blocat acest șut. Foarte, foarte bine acolo, vedem cum a urcat Bruno Fernandes, Azi acum Bruno Fernandes la balon, șutează însă pe lângă poartă. Vine acolo peste jucător la Rashford, care șutează însă apără portarul. Că îi recuperăm acolo foarte bine, acolo Højlund. Hai să vedem. Băi, ce ai ciudat, nu înțelegi ce nu se mișcă jucătorul ăsta. Ah, mamă, și cum a arătat și eu. Chiar o să încerc și pe legendare să văd cum se mișcă, dar se mișcă parcă zici că e pe beginner și pe bune vă zic că e pe ultimate. Bine acolo, recuperăm însă, da, nu înțeleg ce se întâmplă. Și nu înțeleg cum pot să ratez fazele astea. Da, pe efectiv fundat și nu se mișcă. Hai să ne ocazie acum de corner, însă pasăm aici la Mount, care avea acolo pe Dalot, care, bă, n-ai cum să ratez așa o promunitate. Ok, Garnacho, hai să vedem, Garnacho foarte bine acolo, trece mai departe, trece că sunt ăștia destul de slabi, însă șutul este pe lângă. Deci ok, la șut sunt foarte, foarte prost. Deci trebuie să mă chinui, ce ușor, de dacă acum am dat gol. Ok, 1-0, primul gol din această carieră nouă începută. Højlund se pare că marchează. Ok, se pare că s-au activat ocazie pentru ei, însă acolo Dalot destul de bine se bagă și până la urmă ia mingea. Însă pasa nu este bună mai departe, însă acolo recuperăm. Hai să vedem acum Højlund, du-te Højlund, du-te că ai viteză, du-te că ai viteză și marchează, let's go, 2-0. Foarte bine, aici se pare că s-au cam activat puțin pe atac Wolves, atacă acum foarte bine. Mă, ce pase au, însă pasează prea mult și se trene repriza. Șansa lui Garnacho, hai să vedem pe Garnacho ce va să facă. Scapă acolo destul de bine, un trivela, însă pe lângă poartă, ce aproape. Hai să facem niște schimbări, te băgăm aici pe Rashford și îl băgăm pe Anthony ca left winger. De fapt, să punem în right și pe Garnacho îl punem pe stânga. Și îl încercăm și pe minus, sunt chiar curios cum se mișcă. Ba chiar îl băgăm și pe Eriksen în locul Mount. Lovitură de colț, frumos acolo la Eriksen, apoi la Fernandes, frumos acolo la Varane, însă este respins această minge, însă mai avem ocazie, let's go! Da, Eriksen pe lângă poartă. Bine acolo la Rashford, șutează și marchează, ce puternic șut, însă nu pot să numesc eu un șut wow, pentru că nu se mișcă fundașii, nu înțeleg de ce. Poate pe ultimate nu e cine știe ce, dar o să-i dăm pe legendare, o să încercăm și pe legendare să vedem cum e. Bine, pas acolo printre jucători și reușim să schimb cu Rashford din nou. 4-0, minutul 72. Hai să vedem acum pe Anthony, hai să vedem pe verde, ce scrie acolo Anthony. Foarte bine, mi se pare că are și fines, sau nu mai simt de ce are 3 tură la plus, dar foarte bine acolo finesul. Mai departe la Fernandes, frumos aici înapoi la Fernandes, însă este în jocul porții. What? Cum a apărat portarul? A doua fază lui Rashford. E bine, și se trece meciul 5-0, câștigăm versus Wolves din cauza că nu știu ce se întâmplă pe ultimate, dar efectiv nu se mișcă jucătorul. O să schimbăm pe legendarii și o să vedem ce se întâmplă. E bine, și vedem că următorul meci va fi contra cei de la Spurs, însă înaintea meciului desigur vom merge la setting și o să schimbăm pe legendary, să vedem poate cine știe. E mai ok, să vedem că s-a schimbat, ok. Azi vedem totuși echipa are Werner stânga, Jonathan David, se pare că l-au transferat în atac. Kulusevski cu Madison, ok. Pedro Porro, Conate, ok. Se pare că l-au transferat și pe Conate. Vicario poartă, Romero, Doggy, Bentancur, dar o echipă destul de bună. O să fie destul de greu meciul, însă o să vedem cum merge acum pe Legendary. Însă locul lui Luke Shaw o să bag aici pe Malasia, pentru că este destul de obosit și o să joace poziție Rashford, dar o să fie schimbat. E bine, și începem meciul, haideți să vedem cum va decurge acest meci versus Tottenham Hotspur. Ok, și se pare că efectiv aceeași problemă, nu se mișcă fundaș. Nu se mișcă, un gol simplu, reușim să scriem 1-0. Da, nu înțeleg, să spuneți în comentarii care poate fi problema, pentru că nu-mi dau seama. Efectiv, nu-mi dau seama de ce fundașii se mișcă. Adică nu se mișcă, efectiv. O să jucăm totuși meciul, chiar dacă nu prea are sens, o să încerc acolo, cine știe, reușim acolo câteva goluri frumoase totuși. Bine acolo, Højlund. Aoleu, cum să dai pe lângă minge? Ok, m-am lămurit și cu Højlund. Acolo la Højlund, pasă frumos la Mount. Hai să vedem ce reușește să facă pe verde, însă este pe lângă poartă. Ok, hai să vedem pe Garnacho. Aoleu, a nimerit roșu, la nu-i bine. Ok, se pare că atacă aici Kulusevski. Hai să vedem totuși ce reușește să facă. Nu prea pot să ia mingea, însă da, iese afară singur. Ok, Højlund foarte bine acolo, trece, șutează, însă apără Vicario. Bine acolo, hai să vedem Højlund cu capul, nu reușește, bă ce apără Vicario. Se pare că este un fault? A fost un fault? Și dă și roșu, nu pot să cred, ia lor roșiul lui Romero. Ok, hai să vedem totuși ce reușim noi să facem. Hai, trebuie să fie un gol șmecher frumos. O să dăm un fel de trivela, dacă știu să plasez ceva de gen. Hai să o dăm așa. Ok, n-am dat prea puternic, așa, frumos, elegant, cât de cât. Oh, ce bară! Și acum a doua șansă. Ok, apar portarul. Bă, ce transversală, nu că vreau să revăd faza. Că aparent se pare că trebuie să o revăd aici. Hai să vedem cum s-a dus aici Bruno. Un trivel frumos, însă uitați-vă și voi ce bară am dat. Bă. Hai să vedem Garnacho, frumos aici. Un trivela, însă apără Vicario. Ok, portarul e pe legendare, însă jucătorii nu sunt. Lovitură de colț pentru Manchester United. Să vedem Rashford, centrare la Dalot. Dalot însă nu nimere foarte bine mingea aia. Bine, și se duce peste poartă. E bine, face ce schimbări pentru a odihni ceilalți jucători. Garnacho, hai să vedem acum Garnacho, nu reușește, fix în brațele portarului. Casemiro pasă la Højlund, care se duce, o să încercăm totuși un power shot și este pe lângă poartă. Oh, ce s-a dus aici Kulusevski, hai să vedem ce reușește să facă totuși. Va ține de minge, va trage minge, va ieși cu ea afară. Ok, se pare că e luăm. Vine acolo, centrarea la Anthony. Hai să vedem acum Anthony. Nu reușește la distanță. Încerc la distanță pentru că dacă o joc în careu, e mult mai ușor să înscriu și nu vreau să termine meciul 10-0. Oh, un șut pe poartă, este boară, ok. No, deci aproape dormam aici că nu se întâmplă absolut nimic. Da, dar la apărare nu fac nimic ei, mă. La apărare pot să mă duc și șutez, însă, da, portarul salvează tot. Încă o fază, hai să vedem, încercăm din careu să marcăm, Garnacho trece, șutează în blocaj. E bine, să trecem la cel al doilea meci, un meci destul de interesant, însă plictisitor. 1-0 se termină, reușim aici să câștigăm cel de-al doilea meci. E bine, următorul meci, din câte am văzut eu, este versus Nottingham Forest, însă avansăm prea mult și bani mai avem timp de transferuri, așa că nu se mai jucă niciun meci. Acesta va fi videoclipul pentru ziua de azi. Am jucat două meciuri destul de ciudate pentru că nu s-au mișcat fundașii adversi, însă vreau să-mi scrieți acolo în comentarii de la ce poate să fie, pentru că eu nu pot să-mi dau seama efectiv. L-am aici pe legendare și pe ultimate l-am avut și tot se mișcă foarte, foarte ciudat jucătorii. Așa că dacă știți și poate vi s-a întâmplat vouă și ați rezolvat-o, să-mi scrieți în comentarii, pentru că nu se poate să continuăm așa această carieră și în caz că va rămâne așa, nu știu, cred că pur și simplu abandonăm, nu știu ce să facem. Pentru că nu are sens să jucăm având în vedere cum se mișcă fundașii adversi. Oricum sper că o să o rezolvăm în cele din urmă. Nu uitați acolo să-mi scrieți în comentarii ce transferuri să facem, pentru că e la mâna voastră transferurile și mai ales că nu avem multe zile la dispoziție, suntem în 26 august și o să termine perioada de mercat, așa că trebuie să transferăm acolo. Sincer să fiu, cam toată echipa mi s-a părut ok, însă poate în atac, ba, cred că în mijloc, în locul Casemiro sau poate cine știe, pe defensivă. Însă voi alegeți primul transfer, orice transfer să fie, pentru că avem foarte, foarte mult buget. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă potați în caz că n-ați făcut deja, să strângem UK subscriberi și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. Eu am fost Unreal Bite, pa, 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 pa.